Salut, eu sunt Oisran și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Brawl Stars, oameni buni. După cum puteți observa pe ecran, astăzi vom face un nou clan sau un nou club, cum vreți voi să spuneți. M-am gândit deja la nume, se va numi Silențioși. Și da, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să lăsați și voi acolo un comentariu, pentru că dau inimioare la comentarii, dar trebuie să dați și voi un like, desigur, să vă abonați și să activați clopoțelul. Și da, haideți să vedem. Vă place foarte mult seria asta și vă mulțumesc foarte mult. Haideți să punem și noi aici descriere. Bă, cred că o să o modific mai târziu, dar în mare parte cam așa vreau să denumesc clanul. Vreau să-l denumesc Silențioși. Bun, hai să punem și un badge exact, mai exact să selectăm iconița. Chiar nu știu ce iconiță. Mie îmi place verdele, așa că o să selectez culoarea verde. Și nu știu, o să pun... Habar n-am, chiar nu știu, o să pun ceva la întâmplare, uite, steaua asta să zicem, o să pun locația România, o să pun type open, hai să pun open, require trophies, aici voiam eu să vorbesc, o să pun, să nu spuneți că, na, pun o limită foarte mare, o să pun limita de 1000 de trofee fix, mie mi se pare foarte corect, de astăzi o să încep și eu să mă joc Brawl Stars ca lumea, să ajung și eu la 1000 de trofee, o să vedeți în episodul următor, de fapt nu, descrierea o pun eu după episod, hai să dăm aici create, bam, create, deci clanul, este oficial creat, acesta este tagul, hashtag 2, ăsta e 0 sau O, habar n-am, cred că e O, 2, O, R, L, N, O, Q, V, G, sper că e O, da, e, e O sau 0, chiar nu știu, ok, o să vedeți voi, și lăsați în comentarii dacă este O sau O. Sau 0. Dar vedeți că e foarte asemănător. Cred că e 0. Da, e 0. 2-0 R, L, N, O. Deci 2-0 R, L, 9, Q, V, G. Acesta este tagul clanului meu, oameni buni. Deci, oficial mi-am făcut și o clan. Nice! Ce pot spune? Hai să jucăm și noi în arenă frumos. Băi, astăzi vreau să încerc ceva nou. Un brawler nou. Da, foarte tare. Nu știu, adică, bine, nu promit că o să joc cu el mereu, dar o să încerc acum să joc cu Poco, da? Bun, dar vreau să văd și eu cât e un schimb pe El Primo. 30 de gemuri, 80 de gemuri și pe Poco cât e? 1. Ah, am înțeles, deci Poco nu are, nu are. Bun, haideți să jucăm și noi aici un gem grab cu Poco, pentru că, după cum am spus, vreau să încerc și un brawler nou și să vedem cam care este treaba. O să-mi pun și eu microfonul aici. Dacă aș putea eu să mi-l pun, uite, așa, perfect. Bun, deci hai să încercăm și eu să joc și eu cu Poco. Nu știu dacă am mai jucat cu Poco până acum. Asta e că am uitat că ăsta nu e cum e El Primo, o să se ducă așa direct. Ăsta e suport, practic. Da, am uitat, scuzați. Te, nu m-am obișnuit încă. Eu sunt ca... Eu știu să joc cu El Primo, practic. Aolo... Deci am uitat că ăsta e mai de distanță, așa nu e ca El Primo să te duci să, știi? Da, no, nu, tot la El Primo o să rămână, tot la El Primo o să rămân, oameni buni. Deci tot la El Primo. Hai mă, dă-i El Primo, mă, dă-i. Oh my god. Aaaa, am dat puterea. Am dat-o aiurea, gen. Oh, bun, hai că... Bă, și cu Poco, și cu Poco e ceva, știi? Adică, bine, trebuie să știi să joci cu Poco. Eu, gen, nu prea știu să joc cu el și, na, de-aia nu... Nu mă descurc. Fac, când dau puterea, trebuie să mă întorc, gen, așa. Am înțeles. Oh, am luat kill-ul. Oh, mă bate El Primo! Nu! Nu, am pierdut toate gemurile! Le-am pierdut! Nu, come on, come on, come on, come on! Dă-i, 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 dă-i. De ce? Oh my god!
Nu mai joc cu Poco, nu mai joc cu Poco, gata, nu mai. Oh my God. È il primo, vino qua. È il primo. È il primo tu cu tine o să joc. Frate, nu pot cu Poco, dar nu știu. Chiar nu știu de ce. Eu m-am obișnuit cu el primul, da? Punct. Deci, cu el primul o să ajung eu la 1000 de trofee. Cred. Acum nu promit nimic. Cum? Și de ce mă omoară oamenii de la distanța așa de mare? Ia hai, jet. Ei, păi firai tu să fii, că mamă. Tot ei au luat gemurile. Nu, Rico. Bă, deci mă enervez atât de tare. Deci Brawl Stars, nu știu, uneori simt că e mai enervant decât era Clash Royale-ul. Pentru că știți că eu, în general, mă ofticam la Clash Royale. Mam! Băi, băiatule! Mamă, ce mă enervează! Oh my God! Bine, uneori le mai exagerez și eu cu rage-urile, că na, știi? Dar uneori, bă, deci chiar mă enervez ca lumea! Bine, mai mult ce-i drept, mai mult mă enervez off-camera când joc Brawl Stars. Pur și simplu, încerc și eu să dau un push în trofee, nu merge nimic. Dar după episodul ăsta, bă, mă pun ca lumea să joc Brawl Stars. Zici, dacă până în episodul următor nu am și eu 1000 de trofee, nu. Deci nu se poate așa ceva. Adică trebuie să fac și eu 1000 de trofee cât mai repede. Adică să fiu și eu ca lumea. Adică bam, frumos. Da, oameni buni. Deci am făcut un nou clan pe Brawl Stars, pentru că știți că am mai avut unul. Bine, nu l-am ținut eu foarte mult, ce-i drept, dar asta ca să știți. Bun, perfect. Am primit start de asta, start token. Da, perfect. Bun, hai să jucăm și la showdown, pentru că de ce nu? Adică, hei, de ce să nu joci la showdown, că poți să joci la showdown. Da. În fine, revenim la match. Hai să jucăm aici. Nu uitați că dacă strângem 3000 de like-uri la episodul trecut, adică dacă dați 3000 de like-uri la episodul trecut, practic o să cumpărăm oferta aceea de 50 de lei, bine, 49,99 de RON. Asta e... What? What was that? Stai, what? Wait, what? Fugi! Nu! Ce-am făcut? De ce mi-apar toți cu numele, cu semnul întrebării și what the fuck? Ce se întâmplă? Wow! Super tare! Incredibil! Da! Aparent... Nu am o scuză, dar mă rog. Să... Ai... bun! Hai să vedem ce jucăm noi aici cu el primul. Trebuie să fim atenți. Ok. Bun. Dar de ce nu mai apare numele lor? Vă rog. Deci, oameni, deci, vă rog, fraților. Deci, explicați-mi în comentarii de ce uneori nu mi-arată numele la jucători. De ce? Ce se întâmplă? Care e problema? Deci, vă rog. Și de ce naiba... Bă, eu acum mă joc cu player sau cu ce mă joc? Da, sunt player cel mai probabil, dar de ce nu... Bă, am pierdut și 6 trofee. Dar de ce nu mi-arată numele lor? Asta nu înțeleg eu, știi? Adică asta mă induce pe mine așa în eroare. Dar, da, oameni buni, cam pentru că acest clip... Bă, ești nebun? 1324 de bănuți și nici nu mi-am dat seama când am făcut atâția. Poate nu e mult pentru voi, dar bine, nici nu știu dacă e mult sau nu. Adică, ia, cât costă 1000 de bănuți? 1200, 140 de gemuri. Deci, practic, eu acum am 140 de gemuri în bani. Ok.
Na. Da, deci nu uitați că voi cumpăra această ofertă de 49,99 de RON când voi strânge 3000 de like-uri la ultimul clip de Brawl Stars, adică la clipul anterior de Brawl Stars. Adică la clipul anterior când gen clipul de care gen a fost postat înainte să fie postat ăsta. Na. Ați înțeles. Da, și cum am aducat acest clip, oameni buni, sper că v-a plăcut, am luat și aici un free box. Bă, am văzut că s-au băgat, uite aici, niște skin-uri noi, uite, pentru Colt, un Royal Agent sau ceva de genul, vedeți și voi, și un nou skin pentru Bull, Touchdown. Nu o să cumpăr niciunul pentru că nu joc cu niciunul de aici, eu joc doar cu El Primo și cam atât. Eu am fost desigur, iar noi desigur că ne vom vedea data viitoare, pa, pa!